Bună, salut toată lumea, nu știu cum se aude. Hello. Este primul eveniment live cu Lexa Iorgu la F64. Și așa cum cred că ați văzut online, astăzi vorbim despre fotografia de sport. Și avem invitați pe Alex Bărănescu și Raed Crișan, alături de noi. Dacă aveți întrebări, vom avea o sesiune de Q&A la final și așteptăm și comentariile voastre live pe Facebook. Spuneți-ne acolo ce curiozități aveți, invitații noștri vor încerca să vă răspundă pe cât posibil din experiența lor, care e destul de vastă și o să vedem asta după parcursul evenimentului. Lăsând asta o parte, avem niște prieteni care sunt alături de noi astăzi, 7 Stele și Next Door Fitness. La final veți primi niște vouchere din partea celor de la Next Door Fitness, pentru că tot vorbim despre sport, ar fi bine să le și facem din când în când. Ok, vom începe cu un scurt bio. În primul rând, vă rog să-mi permiteți două secunde să pot să dau și un share la acest live de pe F64 la mine pe pagina pe Lexa Iorgu. Așa. Și putem între timp să discutăm despre un mic bio din partea fiecărui invitat. Unde v-ați născut? Cum a fost copilăria voastră și ce impact a avut zona asta de vizual în copilărie? Dacă ați fost, nu știu, atrași de imagini frumoase, dacă ați avut părinți sau bunici care au fost preocupați de fotografie, cum a fost, de exemplu, în cazul meu, care a fost prima experiență fotografică de atunci, ați folosit aparate analog pe film, în copilărie. Știu că eu m-am jucat la un moment dat cu niște chestii de genul ăsta. Erau niște chinezării, dar își făceau treaba. Spuneți-mi, pe rând, putem să începem cu Riot, că e cel mai aproape și după aia ajungem și la Alex. Cred că undeva pe la, cred că aveam 5-6 ani, când tata a venit acasă cu o cutie. Și aia mi-a rămas mie în minte. Nu știam ce e în cutia aia și am vrut să mă uit, am semnat cu un obiectiv, un tele. L-am văzut. Ce-i cu el? A, nu, lasă-l acolo, că ești mic. Ok. Și de atunci am rămas așa cu o chestie care m-a, nu știu, mi s-a întipărit în minte toată chestia asta. Și ulterior, în general, am pus la până aparat foto o pocnitoare pe film. Și pe aia am jucat în vacanțe, în Timpul liber. Okay. Și îți mai amintești ce e fotografia? Deci tot felul de nebunii. Oameni cu colegi, peisaje, știu că mergeam cu școala în vremea, încă se mai făceam și eu, încă se mai cu excursiile. Neavând telefoane și alte gadget-uri, aveam aparatul foto. Făceam poză, în autocar, pe drumul către destinație, în la Peleș, am înțeles. Deci, the usual. O să mă scuzați, by the way, eu nu o să fiu gazda normală pe care o vedeți peste tot, formală, și să vorbim cu dumneavoastră și așa mai departe. S-ar putea să mai auziți vreun termen în engleză, o mai dau în engleză din când în când, s-ar putea să mă bâlbâie, asta e, asta sunt, n-am de gând să par ceea ce nu, ce nu sunt. Ok. Deci, trecem mai departe, ne făceam poze la poze cum obișnuită. Și noi. Exact. Așa. Nimic. Și Alex, la tine cum a fost copilăria? Ai avut vreo rudă care era pasionată de chestia asta? Da. Ai moștenit-o de la cineva? Cumva avem. Suntem foarte apropiați și ca vârstă și ca probabil lucrurile care s-au întâmplat în copilărie. Tata făcea fotografie analog, o developa acasă, era fotograf amator. Mi-a cumpărat și mie o cameră Zmena, din ce mai mi-aduc aminte. Ai și o poză cu mine acolo de prin 87, dacă te uiți prin... Ar trebui să fie prima poză. Nu de aici, dar ok. Da. Tu poți să ne povestești în continuare și când ajungem la... Da, și atunci am văzut asta? Primele... Da, asta e o poză cu mine, cu prima cameră, da. Care ulterior mi-a fost furată din mașină undeva la mare, am fost foarte supărat, aveam niște poze cu o Camilă pe plajă. Ok.
Așa. Și după aia nu m-am mai ocupat de fotografie, n-am mai fost atras, am crescut alte preocupări. Undeva prin anii 2000, cineva a cumpărat o cameră Sony Mavica, e prima cameră digitală care a apărut, cu dischete. Dacă mai țineți minte, floppy disk-ul, discurile alea micuțe de 1.44, făcea 36 de poziții pe o dischetă și am împrumutat-o și am făcut niște poze. Iar apoi, în 2006, mi-am cumpărat primul Nikon, am rămas pe Nikon de atunci, a fost un D80. Și am început să fac poze în vacanțe, mai puneam pe net, lumea zicea că sunt frumoase și așa mai departe. Am început să lucrez ușor și am început din pasiune, practic. N-am studiat nimic, am făcut poze, am mai avut prieteni fotografi, m-am uitat la ei, m-am uitat pe net și de aici am ajuns cumva să ajung să fac fotografie de kite ceva ani mai târziu. Deci până la urmă a fost practică din plin. Nu... Practică, da. Exact. Totul a venit okay. prin practică. Probabil și nativ un ochi care vede anumite lucruri, dar mai mult de atâta, foarte multă practică. Ok. Fotografi sau fotografii care v-au au, nu știu, reprezentat un impact pentru voi la un anumit moment? Sau pe care i-ați admirat, pe care i-ați urmărit, care v-au, nu trebuie să fie neapărat din sport, să fie și din alte zone. Bineînțeles, eu o să zic Helmut Newton, dar trecem peste chestia asta, că e o chestie care mi-a rămas de acum foarte, foarte mult timp. Am admirat pozele fotografilor din jurul meu pe care i-am și cunoscut și am pus întrebări și n-am urmărit foarte multă fotografie în ideea să-mi aleg un fotograf, să-mi aleg un trend sau ceva. Am făcut așa cum mi-au venit și am dezvoltat de acolo lucrurile, de unul singur mai mult. Sau uite, și mai bine, fotograf pe care îi urmăriți acum, din colegii de-ai voștri, din aceeași breastă. Nu am un fotograf anume, nici eu. Doar cei pe care îi cunosc, le văd munca. Urmăresc agențiile de presă. Așa. Mari din lume și ale noastre, că și noi avem fotograf chiar bun, foarte bun. Și de acolo, nu am un fotograf, mă duc să-l urmăresc pe cutare sau pe cutare, nu mi-am creat un, nu am un idol sau ceva. Urmăresc ce se face și te poți inspira de acolo. Nu. E foarte multă fotografie pe acum, internet, da. E foarte greu să-ți alegi, astăzi, în secundă asta îmi place X, mâine Y și așa mai departe. E foarte greu să-ți alegi, ăsta e fotograful meu preferat. Și la fel, fotografii câteodată vin cu ceva interesant, câteodată nu. Și atunci nu poți să zici că, da, e fix ăsta, îl urmăresc și iau de aici idei. Plus că de foarte multe ori te lovești de chestiile pe care le găsești în locația în care fotografiezi. Și n-ai timp să te gândești ce a făcut ăla acolo sau așa mai departe. Înțeles, trebuie să te adaptezi situației în permanență, mai ales în fotografia, în genul de fotografie pe care îl faceți voi. Da, okay. Sport e ceva unde ai un moment, l-ai pierdut, s-a dus. Exact, ok. Hai să vorbim despre chestia asta, mie mi se pare absolut fenomenală. Faptul că, în general, cred că simțul ăla al unui fotograf e ăla care face diferența, momentul, să poți să vezi momentul ăla pe care să-l surprinzi, cu tot cu povestea momentului respectiv. Spuneți-mi despre procesul vostru din, nu știu, când mergeți la job. În primul rând, trebuie să facem o paranteză, pentru că îmi cer scuze, este primul eveniment pe care țin și s-ar putea să mai am niște hopuri de astea de logică. Ce faceți în prezent? Știu că am scris chestia asta și în eveniment. Dacă vreți să o spuneți voi. Ok. Sunt fotograf sportiv, angajat la Gazeta Sporturilor. Practic ăsta a fost primul job pe care l-am avut și așa am intrat în fotografia profesionistă. De aici, de la Cluj. Ok. Și... La Cluj unde era? La Cluj era redacția Gazetei Sporturilor, la Cluj. Și înainte de asta erai student la stomatologie. Da, făceam stomatologie. Și iată, când am trecut pe fotografie, s-a dus stomatologia naibii și am rămas pe fotografie. Am întrerupt-o prin anul 4, ceva de genul. Așa. Na.
Am rămas pe fotografie. Bine sau nu, asta e. Ai început cu Nikon, ai rămas pe Nikon? Nu. N-am avut niciodată ai o apartenență din asta. Okay. Să trag, am tras pe Canon la început. Uh-huh. Chiar când lucram la Gazeta Sportilor, când am început, aveam un 1D simplu, cel de 4 megapixeli, la Canon. Și na, de la aparate consumer mici am trecut la profi. A fost faină senzația și așa. O să vorbim și despre chestia asta. Și Alex, tu în prezent? Eu sunt practic un fotograf freelance. Lucrez pentru niște organizații de kite, kiteboarding. O să vedeți un pic, o să vă arătăm un video, o să vedeți despre ce e vorba în acest sport. Când sunt evenimente, mă cheamă, lucrez cu ei. În rest, lucrez cu pro-rider, adică le fac fotografii care apar în reviste. Sau pur și simplu oameni care vor să-și facă o ședință profi. Fac și alte genuri de fotografie, nu doar sportivă. Fac evenimente, festivaluri, arhitectură. Am început la un moment dat nunți, botezuri, foarte mulți ani încolo, dar m-am oprit. Nu prea mai okay. fac așa ceva. Și vorbeam mai devreme despre aparatura. Mă rog, echipamentul pe care l-ați folosit la început, cu siguranță, mă rog, majoritatea persoanelor care se apucă de fotografie încep cu aparate entry-level sau, cum spuneai și tu, Alex, ai început cu niște aparate destul de vechi încă din copilărie. Da, am început, practic, când mi-am cumpărat primul DSLR, care a fost un D80 și era cel mai ieftin DSLR de la Nikon. Uh-huh. Okay. După care am mai cumpărat o cameră DX D300. Și abia după aia am trecut pe full frame, abia la a treia cameră am trecut pe full frame, a trebuit să schimb lentile și așa mai departe. Vă mai amintiți care au fost greșelile alea de la început, pe care le-ați sesizat, pe care le-ați corectat și care au făcut un mare, au avut un mare impact în fotografia pe care o făceați? Păi, prima dată făceam fotografii și nu editam. Uh-huh. În a doua fază am început să editez. Când încep să editezi, încep să faci tot felul de bazaconi și culori care nu sunt naturale și așa mai departe. După care în timp încep să corectezi și partea asta. Iar pe partea de foto încep să ai mult mai multe fotografii. Să faci din... Dacă fac 1000 de fotografii, selectez câteva. Deci în timp încep să devină din ce în ce mai multe posibilități de selectare, da? Datorită experienței, focus, lumină și așa mai departe. Încadrare, parte artistică. Okay. La mine trebuia... Cred că i-ai dat drumul. În prima fază a trebuit să-mi învăț sportul pe care îl fotografiez. Mm-hmm. Primele meciuri. Am început pe fotbal. Fiind ziar de sport, fotbalul cel mai urmărit sport, are cea mai mare audiență. Trageam fotbal. Exact. Deci... Așa. La primele meciuri făceam poze. Mie mi se păreau foarte bune. Wow, ce nu știu ce. Și am avut un coleg care m-a ajutat foarte mult la vremea respectivă și el mi-a explicat ce trebuie urmărit, ce să nu tragi și a trebuit să învăț sportul, să învăț mecanismul, dinamica sportului. Uh-huh. Și asta diferă de la sport la sport. Trag tot ce ține de sport. Nu m-am limitat la un... Spune-ne sport și ce sporturi ai fotografiat, după care Alex, aștept și răspunsul tău. Sunt multe. Puteți să facem un ușor. Am fost la Olimpiadă, unde am tras tot ce era acolo, toate sporturile olimpice. Uh-huh. La care am putut să ajung în 2012. În 2012, după aia, fotbal, tenis, bine, și astea sunt la Olimpiadă. Dar Fotbal, tenis, scrimă. Fotbal, tenis, scrimă, astea sunt sporturile pe care le-am tras cel mai mult. Uh-huh. Și apoi restul. Lupte, oricum, diverse. Da, tot ce ține. Ping-pong, înseamnă popice, că poți să le ții și un curs despre toate sporturile astea, dacă ai zis că le-ai învățat pe toate, ca să știi care e dinamica sportului. Când te duci să fotografiezi ceva, e bine să
te documentezi, să vezi cu ce se mănâncă. Nu poți să mergi acolo, gata, mă duc și eu să fac poze. Exact, la, mai ales cu... Nu știu, te duci la un sport mai puțin practicat, la oină. Ce poze faci la oină? Trebuie să vezi cu ce se mănâncă sportul, să-l cunoști, să știi regulile, să... Exact, și știu că... Da, sper. Asta contează foarte mult. Apoi, da, vezi tu imaginea. Poți să... Știu că v-am trimis în discuțiile noastre anterioare, inclusiv o chestie de asta, un topic pe care vreau să-l dezbatem, cum ați ajuns să, apropo de ce spuneai tu, că ar trebui să înveți sportul respectiv, ca să știi, cred, inclusiv, unde să te poziționezi și, nu știu, să-ți alegi unghiurile cele mai bune. În funcție de sportul respectiv. În funcție de sportul respectiv. Pentru cineva care merge să fotografieze o competiție, nu știu, de mică învergură, are libertate mare de mișcare. Se poate poziționa cam unde vrea el. Dacă te duci la o competiție majoră, gen turneu final de ceva, acolo deja ești limitat pe poziție. Nu poți să umbli. Campionat mondial de fotbal sau european sau finală de Champions League, ți se dă un număr. Uhum. Ai biroul de acreditare, ai acreditarea, nu-i de ajuns. Pe lângă asta trebuie să ai un număr. Ești în ce categorie? Ești agenție internațională de presă? Ești top. Ai prioritate în alegerea locului. Te duci, alegi cel mai bun loc. Ești locul 2, agenție națională, alegi următoarele locuri. Vii de la un ziar național al altei țări, dacă ai primit loc, ești pus unde au mai rămas locuri libere. Și sunt competiții în care ești obligat să stai într-un loc, nu te poți mișca. Și atunci nu mai ai chestia asta, nu mai ai libertate de mișcare. Dar sunt alte competiții unde poți să te miști. Și în funcție de asta, tu trebuie să știi sportul pe care îl fotografiezi și să știi ce vrei de la imaginea aia. Să știi ce urmărești. Vrei o fază simplă de sport sau vrei să creezi ceva, să te joci, să cauți fundalul pe care vrei să îl ai, cauți... Am înțeles, deci și într-o permanentă căutare. Da. Odată cu experiența, deja știi ce să urmărești. Bine, există pericolul să te cramponezi pe ceva, să faci același lucru și... Cred că este super solicitant. În general, cam cât ține? Care a fost cea mai, cea mai lungă perioadă în care ai fotografiat un spot? Nu, a fost Olimpiada, 2 săptămâni în care am fotografiat de dimineața până seara mai multe sporturi, zi de zi. Și aia a fost la foc continuu. A fost, oricum, e o experiență pe care, dacă nu ai ca fotograf sportiv, lipsește ceva. E top unde poți să ajungi să faci. Și asta a fost în 2012 la Londra. Am stat 3 săptămâni, n-am văzut Londra. Doar din autobuzul olimpic, ce vedeai pe geam, în drum spre. Atât. În rest, n-am văzut absolut nimic din Londra. Nu ai cum să vezi ceva dacă vrei să faci fotografie. Te duci acolo pentru eveniment. Poți ajunge oriunde în lume. Dacă vrei să faci fotografie de sport, ești concentrat pe ceea ce trebuie să faci. Să vizitezi dacă ai timp și dacă mai ești în stare după ce tragi de la 7 la 8 seara. O să vorbim și despre ritual, dacă ai niște shortcut-uri de astea, inclusiv la cum țineți echipamentul și cum îl folosiți. Dar, Alex, spune-mi, te rog, ce tip de fotografie faci tu? Astea sunt fotografiile mele de la Alex. Care m-ați uitat. Urmează acum să le derulăm și pe ale tale, right? Eu fac foarte multă fotografie la sporturi de apă, după cum ați văzut. De obicei, la cele mai multe competiții la care am fost fotograful oficial, așa că am avut toată libertatea care ți se poate da pe apă, depinzi câteodată de barcă, de condiții, plouă, nu plouă, e vânt, nu e vânt. Adică te afectează foarte mult clima. Aici arată foarte frumos, asta e dintr-un elicopter. Când ai resurse, poți să faci niște chestii foarte mișto. Altă dată te trezești că nu merge barca și trebuie să inventezi ceva de undeva, de departe, cumva, să poți să ajungi. Este un sport foarte dinamic, înglobează multe sporturi în același sport. Acum, asta este partea de freestyle la ce vă uitați. Ce ați văzut mai devreme, partea de race. Partea de freestyle, ce vedeți aici, e mai extremă.
ține foarte mult de fizică, elasticitate și practic ca la gimnastică. Ăștia fac exact niște chestii pe care le fac oamenii la gimnastică. Toată ziua fac același trick până le iese. La race e chestie de strategie și de enduranță și echipament. Aici. Dintre astea, care e cel mai dificil de pozat? Unde, asta ce te... este ceva foarte dificil de pozat, pentru că aici vă uitați la o expunere lungă combinată cu un flash la final. Ce vedeți acolo sunt stele, iar afară este complet întuneric. Lumina aceea de jos care o vedeți acolo difuză este practic un LED mic pus într-o sticlă de apă. El trebuie să sară tot timpul în același loc, pentru că nu poți să faci focus în timp ce tu faci o expunere. Și atunci el trebuie să treacă fix prin același punct și este întuneric complet. Eu nu prea văd nimic din ceea ce fac acolo. Și atunci trebuie să tragi și ai o singură poză pe un trick. Adică câteva minute tu nu poți să obții decât o singură poză. Și atunci în câteva ore reușești să scoți câteva fotografii pe care le-ați văzut. Sunt mai multe sesiuni, o să vă dați seama că diferă un pic. Sunt și din ani diferiți, am tot încercat. Hai că... să mai vedem ce se întâmplă pe aici. Intrăm și în pozele lui Rael. Deci la tine chestiile astea sunt, știu, organizate. Hai să facem chestia asta. Asta e o chestie asta organizată, da, la poza asta, iar la partea de competiție, acolo e, acolo e competiție. La fel ca la orice e competiție, trebuie momentul. Să te așezi. Câteodată dacă ai pierdut momentul să te așezi, nu mai poți să intri cu barca într-o anumită zonă, da, pentru că le dă drumul la curse. E ca o cursă, dacă ați văzut vreodată curse de bărci, dacă vorbim de nu poți să treci printre ei. Da, plus că vitezele sunt foarte mari, adică kilometri 60-70 de kilometri la oră pot avea în cursă. Deci nu poți să intri cu alta embarcațiune în zona lor. Trebuie să te poziționezi dinainte. Ok. Nu. Iar la capitolul echipament și trucuri de asta, cum spunea Raed, că a avut cineva care să-l îndrume la început măcar în ceea ce să-l ghideze spre, nu știu, o fotografie reușită de sport. Ai avut așa un mentor în fotografie până ai început să scoți un rezultat care să te mulțumească pe tine sau, nu știu, pentru care să primești apreciere? Am avut niște fotografi. Un prieten de-al meu care a început cu un an, doi înaintea mea și deja avea câteva chestii. Am mai cunoscut după aia un fotograf mai experimentat, care el făcea anunți și traveling. Traveling de plăcere. Dar de la el am învățat câteva chestii, mai ales legat de editare. Partea de echipament mi-am cam ales-o singur. Stai câteva luni de zile și te gândești și poate ani și te uiți la niște lucruri până îți permiți, găsești o soluție să le iei, vii aici, le testezi, le mai testezi. Astea sunt fotografiile lui Raed, pe care o să putem să discutăm și înspre final, înainte de sesiunea Q&A, dar până atunci eu mai am niște întrebări pentru voi. Un lucru care ți-a eficientizat munca, un truc. Și apropo că vorbeam de echipament mai devreme, odată ce faci un lucru repetitiv, îți cam dai seama și care este cea mai eficientă metodă prin care poți să ajungi la un rezultat bun. Și acum voiam să vă întreb, cum umblați cu echipamentul după voi? Știu că e o întrebare care poate sună așa, pe bune, ce interesează cum? Ține în mână. Uite. Aveți anumite obiective pe care le poziționați strategic în geantă, o chestie care să vă ușureze cumva munca? În primul rând trebuie să te gândești la ce ai de fotografiat și să-ți alegi echipamentul necesar pentru acel job. Nu e ok să te duci cu mai multe obiective la tine pentru că îți îngreunezi treaba, sau dacă te duci cu mai puține te trezești că nu ai ce trebuie. La începuturi aduceam tot ce aveam. Bine, erau trei obiective, aparatul, flash, laptop, tot într-un rucsac. Că poate se întâmplă ceva. Avem noi chestia asta, poate se întâmplă ceva, poate nu știu ce. Și mergeam cu ele peste tot, în rucsac. Drept urmare am două discuri deplasate. De atunci am eficientizat cum? Odată am luat troller, numai car în spinare, 300-400 de milimetri,
obiectiv. Deci luați-vă troller dacă vrei să faceți fotografie sport. Dacă vrei să faci fotografie de sport și ai echipament greu, obiective de 5 kg și tot ce, nu știu, să ai echipamentul de 20 de kg, e ok să nu-l cari în spinare. Să mergi cu el în troller. Și dacă te duci la un sport în care, la care nu ai nevoie, că nu la toate sporturile ai nevoie de teleobiectiv, de 300, de 400, te duci cu un 70-200 la tine, de exemplu. Mai nu am centură. Uh-huh. Mi-am luat centură cu pouch pentru cameră și pentru 2-3 obiective. Chiar mă pot duce cu bicicleta la eveniment. Și urmează okay. Aceeași întrebare și pentru tine, Alex, dar o să spun așa că vom ajunge în scurt timp și la exemple de obiective, ce obiective folosești, ce cameră folosești și așa mai departe. Iar pentru cei care ne urmăresc live, țin să menționez că veți găsi link-uri în comentarii cu produsele pe care le folosesc și Raed și Alex. Ok, deci Alex, spune dacă ai o metodă prin care îți ții obiectivele, mai ales că tu stai cam tot timpul în apă. Am început la fel cu rucsac, dar e foarte greu să călătorești cu toate alea în spate, la fel. Plus că ajungi în locație și trebuie să te urci pe un jet ski, pe un val de 2 metri și să ajungi la o barcă care n-are cum să ajungă la mal. Și atunci este imposibil. Și a trebuit să-mi cumpăr Pelican case-uri în care îmi țin tot echipamentul, sunt grele, un case mic atâta doar pentru cameră și obiectivele astea mai micuțe și două flash-uri mici, are 7 kg goală. Deci când te urci în avion cu 20-30 de kg aici în mână, dacă ai pus și un laptop și am avut un laptop mare înainte. Te ascunzi la check-in. De obicei asta fac. Acolo la check-in ascund trollerul. Dacă sunt 400, te mai ceri cu ei. Am avut avionul în care nu m-au lăsat să urc. Am avut avion în care n-au vrut să mă lasă să mă urc pe chestia asta, dar am avut noroc. În spatele meu a venit un steward care urma să călătorească. Și ți-a luat el bagajul. Și a zis așa ușor, lasă aici. Da, nu, eu am avut noroc că s-a anulat avionul respectiv. Era o iarnă în care au fost probleme în Europa, pe aeroporturi s-au închis și s-a anulat avionul. Tipa n-a vrut să mă lase. Nu, pune-l la oversize luggage. Domnișoară, uite, am nu echipament pui, da. În valoare de 15.000 de euro. Ce fac cu el? Mi-l garantați dumneavoastră? Nu, că nu mă interesează. Nu, că nu mă interesează. Ce companie, de curiozitate? Swiss. Bun, și s-a anulat avionul. Eu m-am bucurat într-un fel. Trebuia să ajung la campionatul european de handball în Danemarca și era România în semifinală. Atunci m-au trimis, gata, suntem în semifinală, hai, poze, repede. Și competiția era a doua zi. Aolea, ce mă fac? M-am dus la ghișeu, mi-au dat bilet pe Austrian. Acolo mi-am lăsat troller undeva ascuns. Aveți bagaj de mână? Nu. Și aia s-a întâmplat. Am luat avionul, okay. A fost ok. Bine, l-au comentat la urcarea în avion, dar nu poți să de le... Ce mare problemă cu... E o problemă cu echipamentul greu. Să facem ceva, zic. Îl trimiți cu TNT-ul înainte, da. Asta ar mai fi cunoști persoane care au făcut chestia asta? Așa se face. Agențiile mari cam așa își trimit echipamentul la competiții cu TNT, dar trimit echipament pentru 10 fotografii. Ok. Da. Deci mai avem de lucrat la capitolul ăsta, iată, un topic interesant pe care merită să-l lasăm într-o discuție. E o chestie complicată când ai chestii de genul ăsta, mult echipament, e greu. Trebuie să ai un Pelican case, costă și ăla niște bani și e foarte greu. Am unul de 7 kg și unul de 12 kg, gol. Ok, deci și zi-mi cum faci cu echipamentul. De exemplu, dacă am competiție, când mă duc la competiție, bineînțeles că îmi iau tot echipamentul cu mine. Zbor de obicei, multe sunt în Asia sau foarte departe, plus că acolo mai întâlnesc alte chestii, deci trebuie să am cam tot echipamentul cu mine. Iar la competiție, tot cam așa, trebuie să le am cam pe toate și atunci am un case pregătit în care îmi scot ce n-am nevoie din el și l-am pregătit pentru ziua respectivă. Am pus totul, am intrat, barca, apă, nu contează, alea rezistă la apă, n-au nicio treabă. Șocuri și așa mai departe. Și atunci trebuie să e imposibil să ajungi în locații de genul pe care l-ați văzut fără așa ceva. Altfel stai numai cu el așa într-un dry bag din ăla, dar nu este safe. Și odată dacă ai greșit, la revedere. Ți-a picat ceva? Nu.
Asta era o altă întrebare, dacă ți-a picat vreodată, nu știu, aparat, un apă, l-ai... Nu, dar am primit de multe ori apă pe aparat, pentru că na, la sportul ăsta câteodată am subiectul, e la un metru și ceva de mine, trece cu 50-60 la oră prin aer și aruncă cu apă. E ok, rezistă. Rezistă, n-am avut niciodată probleme, chiar dacă gen aproape arunci o găleată pe el, e ok. Dar nu te bagi în apă până la brâu. În momentul în care l-ai băgat în apă, se creează presiune, intră și nu sunt. Adică nu, sunt făcute... Te întrebam pe tine, dacă tu nu intri în apă până... Da, intru și foarte multe shooting-uri pe care le-ați văzut sunt cu camera în brațe și cu apă până aici și mă mai las, eventual ajung câteodată. O tehnică foarte bună, dacă apa este liniștită, stai cu coatele în jos. Și în momentul în care ai simțit apă, îți a venit pe coate, te ridici. Super tare, super. Ca să poți să ajungi cu camera foarte jos. Okay. Un echipament pentru ca să intru cu camera în apă e mult prea scump. Și dacă schimbi camera, trebuie să-l schimbi și pe ăla. Deci odată la 2 ani de zile ar trebui sau să țin o cameră special numai pentru case. Pentru carcasa. Case, pentru carcasa de apă. Okay. Și deocamdată nu mi-am permis. Am vrut, dar nu mi-am permis să fac trecerea asta încă. Mai vedem. Ok. Raed, tu ce echipament folosești în prezent? Cel mai frecvent? Nikon D5. Pe camere? Cameră, un D850, mai un D4, care e din 2012 și are cred că 1,5 milioane de cadre declanșate. Ok. Așa, obiective 400 de mm cu 300, 70-200, 24-70, 14-24, 200-500, cu 5-6 mai folosesc ziua, care e foarte ok. Uite, un obiectiv la un preț foarte bun și versatil, poți să-l folosești liniștit pe lumină bună. Și declanșatoare pentru camere remote, dacă vreau să o pun în spatele porții sau locuri în care nu am acces eu, pot să pun camere. Ai vreo tehnică remote de asta pe care ai descoperit-o singur, nu știu, și pe care o folosești în mod normal? În mod frecvent? Nu. Presupun că ai abordări diferite de modul, nu știu, la modul în care îți așezi echipamentul ca să faci o poză sau îl folosești. În funcție de situațiile în care te afli. Spune mai devreme că sunt competiții unde aveți o zonă a fotografilor și acolo ești cam restricționat. Te duci cu, nu știu, trepied, îți pui camera sus, ai vizibilitate bună în zona respectivă? Nu, de obicei fotografiile le faci cu camera în mână, le faci tu. Poți să stai cu două camere la tine. Cu, okay. Uite, aici e un stand foto de la Olimpiadă. Cam așa arată. Da, o zonă de pe stadion. Și acolo erau cei mai mulți fotografi. Era bună poziția pentru finish la cursele de sprint. Și ai camera în mână. Mulți aveau acolo camere prinse în menghile, puse cu focus pe zona de finish și era undeva în altă parte. Făceau un cadru de jos din altă zonă foto și camera pusă acolo declanșa și ea. Și ai poze din două locuri. Cam asta pot. Sunt tehnicile. Ok. Poți să ne povestești puțin despre fotografiile astea? Sunt de la... Asta faze de joc, de fotbal. Acum am pus mult. Gimnastică, campionatul european de la Cluj. Asta de la canotaj din Londra. Pierduse la parcă finala. Fetele. Astea sunt alte poze pe care le poți face la competiții de atmosferă, suporte. Era drăguț că erau militari. Trandafir. Gimnastică în care am încercat să am fotografiat și am prins și nu doar fază simplă de gimnastică, ci și logo-ul competiției. Să arăți de unde e poza, îi crezi o poveste. Asta e de la Scrima când s-au calificat în finală. Au bătut pe Rusia, pare mi se băieții. Astea mă joc cu expunere lungă. Încerc, nu mi iese întotdeauna, dar okay. Moment de scrimă, tot de la Londra. Asta a fost un moment foarte trist când am pierdut împotriva Coreei.
și a fost o dezamăgire. Noi aici eram veniserăm cu șanse de medalii și ne-a bătut Coreea de Sud, care nu făcuse absolut nimic până atunci. Deci ținem minte chestia asta, pentru că e un lucru despre care vreau să vorbesc. Momente de genul ăsta în care pur și simplu simțiți energia competiției în jurul vostru. Ok. Asta e epuizarea de la maraton, de după maraton, la fete și... Iată, și momentul mai puțin plăcută asta e, dar și până la urmă fotografia, sport. Exact, și fotografia... Nu. Aici asta e un moment tare, am avut o, a fost finala de la, ea era favorită, a picat, e a doua săritură aia, americancei, și Izbaș a luat aur. Eu am vrut să fac o poză de sus asta și după la bucurie am vrut să merg jos, să fiu aproape, să trag cu wide de aproape bucuria Izbașei. Doar că m-am încurcat complet pe inelul de sus al sălii. I-am întrebat pe toți, pe unde? Că pe acolo, m-am dus pe acolo, nimic. Era închis. Pe dincolo, du-te pe dincolo, nimic. Nu mai găseam intrarea în sală. M-am dus sus și am tras toată bucuria de sus cu tele. Mi-a ieșit ok cu cât de cât. Dar eram fiert că nu sunt acolo să surprind emoția de aproape. A fost așa. Te încurci, asta e. Okay. Asta e de la campionatul mondial din Budapesta. La scrimă. O, wow, superul ăsta. Scrimă e un sport intens pe care dacă ții cu cineva, ai o relație cu sportivul respectiv, când e pe planșă, nu știu, trești la cote maxime, tot ceea ce se întâmplă. E incredibil. Aia a fost cel mai intens sport pe care l-am trăit și eram cu aparatul la ochi. Oricum, dacă mă duc acolo, eu mă duc să fotografiez, nu să mă bucur. Mai sunt fotografii, văd când dă gol echipa lor, sunt fericiți, bucurie. Nu, trebuie să te concentrezi, să faci ce ai de făcut. Și la scrimă eram, hai, dă tușa, fi decisivă, să ajunsese la un meci. Era egalitate și trebuia tușa decisivă. Și eram acolo pregătit să prim momentul ăla și a fost tușa decisivă pentru noi. Bucurie, eu declanșam, dar mă bucuram în același timp, super tare. Declanșam și mă bucuram. Da. Ai plâns? Da, dar nu să... Am la... avut... Lacrimi noi? Mi-au dat lacrimi, da, pentru anumite momente. La fel cum și pentru tot la fete, la scrimă, la Londra, când au pierdut, a fost sfâșietor, așa. Da, și după aia, următorul an, au câștigat tot. Au bătut pe Coreea de Sud în finală. Se au luat revanșa. Ok. Moment... altceva decât fază de joc, să surprinzi la tenis, te legi de detalii, de exact. Asta e la meci de dublu la tenis, era un moment. Da. Da, făcea câte o mie de cuvinte până la urmă, nu știu, gestul pe care îl făceau. Ok. Și dintre toate sporturile astea pe care le-ai pozat până acum, cam care sunt cel mai dificil de pozat și cele mai ușor de pozat? Și imediat ajungem și la Alex, că presupun că și tu ai, intrăm într-un slide cu pozele tale și acolo discutăm. Ușor de fotografiat, poate și pentru că îl fac foarte mult, e fotbalul. Deja... Te-ai obișnuit? Okay. Da, vine odată cu experiența. Mi se pare foarte ușor. Dificil e gimnastica. Oricum, nu fac foarte multă gimnastică, nu am ocazia să mă duc non-stop la gimnastică, dar e un sport în care mișcarea e eratică, e foarte rapidă și la sol, de exemplu, când să fac un șurub sau ceva, faci două poze, declanșezi cu D5, cu 12 cadre pe secundă și dacă ai o poză utilizabilă, pentru că și sunt multe poziții în care poți să te duci să... Alex te aprobă că și ai aceeași probleme. Aici e, știi, e un singur, practic, un singur moment în care subiectul arată bine, mișcarea e bună, dinamică, îți sugerează ceva, nu e o chestie... La gimnastică nu e liniar nimic, știi? Sunt anumite probe din gimnastică care sunt ușor de fotografia, dar altele... mai greu, depinde și de poziție. Solul e ușor de sus, dacă te duci sus, îl urmărești ușor. Dacă ești jos și vine subiectul spre tine și pierzi foarte ușor focusul de pe subiect.
vine foarte repede și te trezești, tu zici că ai poza când te uiți, e neclară sau e... Uh-huh. Ok. Și la alte sporturi? Uite, astea sunt lucrurile care cred că îi interesează și pe cei care se uită la noi. Și pe mine mă interesează chestia asta. Spuneai tips and tricks pe care le-ai observat din experiență. La sol, când faci poze, trebuie sau cel mai ușor este să faci de sus, pentru că atunci când e ești mai ușor plan, să faci. Exact. Da, dar acum depinde ce vrei să urmărești. Depinde ce de sus ai o poză, e mai nu e atât de impact. Una de jos, cadru plin, strâns cu sportivul în plin efort, e mai impactant, e mai okay. Puternică vizual. Ce obiective folosești în general? Cred că le-ai zis mai devreme. Ok. Și pentru sporturile astea super rapide? Uite, la obiective luminoase și rapide, pentru că foarte multe sporturi sunt în sală, lumină artificială și nu întotdeauna ai lumina bună și atunci ai nevoie de un obiectiv luminos. Iei un 300 cu 2.8, e bun. Dacă vii cu un obiectiv cu F5.6, deja nu mai... Dar... Și plus că trebuie să fie obiectiv rapid. Contează, dar dacă nu le ai, poți să faci ceva. Obiectivul ce rapid ai. Și viteza de scriere a cardului. Știu că ai asta, povestit la un moment dat. Când tragi rafale, se simte. La un moment dat trebuie să ai cardul rapid. E ok. Te ajută. Să nu-ți agați aparatul în timp ce mergi faci poze. Mergi cu laptopul după tine când faci fotografii? Sau îl mai lași acasă și când ajungi le prelucrezi? Eu trebuie să trimit în timpul competiției, real time, pentru că nu mai merge să faci pozele și să te duci după aia la redacție sau să le dai. Nu, trebuie să le trimiți de pe loc. Pot cu laptopul sau pot de pe telefon. Conectez camera direct la telefon și mai nou așa fac, nu mai iau laptopul. Bine că l-am ars și momentan sunt fără, dar merge cu telefonul. În timp ce fac pozele pot să trimit. Okay. Obligatoriu. Trecem la Alex. Aici o să las să meargă niște fotografii despre care mi-ai povestit tu și este timeline-ul pe parcursul a câtorva ani. Aproape 10 ani. Este un puș pe care l-am găsit în Filipine, în Boracay, pe plajă, când învăța kiteboarding. A ajuns să fie sponsorizat de o companie de kite și de Red Bull. E singurul atlet din Filipine sponsorizat de Red Bull și a luat locul 2 la Olimpiada de copii la race de anul trecut. Și aici sunt fotografii cu el de la 7 ani la 17 ani. Asta e că ar trebui să înceapă și într-un minut. Dar până atunci, spune-mi la tine, cam care, dacă ar fi să... Există o clasificare. Ce e cel mai ușor, ce e mai ușor de pozat, ce e cel mai dificil? Și ce îți place cel mai mult? Că presupun că uite, Putea să spun că este un lucru foarte dificil de fotografiat, dar pentru mine este destul de ușor. Depinde ce vreau să fac, dacă vreau să mă fac niște chestii complicate, compoziții, niște unghiuri foarte dificile în care subiectul meu se mișcă într-o direcție, kite-ul în cealaltă și vreau să le prind pe amândouă care fac un singur moment în care în fața ta cele două subiecte trec așa cu o viteză foarte mare. Ala deja muncești niște ore ca să faci o fotografie. Când o să apară fotografia respectivă o să vă spun. Deci sunt niște unghiuri care apar foarte rar, sunt foarte puțini fotografi care au unghiul respectiv, momentele respective, exact pentru chestia asta, că lucrezi două ore în care sportivul muncește, cade, nu poate să aterizeze anumite lucruri, că eu încep să îi spun, trebuie să cunoști sportul foarte bine, eu sunt practicant și instructor de kiteboard pe lângă asta, pentru că altfel n-ai cum să înțelegi ce se întâmplă acolo. Sunt viteze mari, distanțe, iar subiectul ți se mișcă, poate să sară 10-15 metri sus. Ce se întâmplă cu asta? Și atunci tu trebuie să știi exact ce va face subiectul, trebuie să cunoști riderul respectiv ce face.
Pe copilul ăsta am făcut poze cu el de atâția ani, îi știu foarte bine stilul, știu ce face, știu ce urmează să facă, momentul în care va sări de pe apă, când se pregătește, cum... Astea sunt primele lui competiții, avea vreo 8 ani, 9 ani, 10 ani. Care dintre ei doi? Cel mic. Da. Okay. Este jumate filipinez, jumate norvegian, e mai înalt ca mine acum. Asta este tatăl lui. Asta este undeva în China la o competiție. În Thailanda. Și în prezent ce vârstă are? Acum a făcut 18 ani. Foarte tare, deci de la 8 ani. Și odată la cât timp îl păzai la competiție? Anual? În fiecare an? În fiecare an, da, în fiecare an am făcut poze cu el. Ori la competiție, majoritatea de aici sunt de la competiție, ori am făcut poze cu el în particular. Foarte tare. Asta este o mișcare. Aici sunt mai multe fotografii suprapuse pe una singură. El face niște rotații în aer în momentul în care schimbă bara dintr-o mână în alta. Sunt niște momente în care el pur și simplu zboară în același, cu aceeași viteză ca și bara respectivă și o aruncă dintr-o mână și o prinde cu cealaltă. O să ajungem la fotografia aia, mi-a rămas. Aici e când a luat locul întâi la calificări. Asta este o cursă, se cheamă Border Cross. Au și de sări niște obstacole. Aici este de prima... La început, da. De când... Iată ce evoluție. Superb. I-am făcut i-am aranjat aceste poze așa pentru că a luat locul 2 la acum? Olimpiadă, da, anul ăsta, Buenos Aires. El nefiind un sportiv de race, el venind din freestyle și fiind okay. Un Și o să dau un play puțin mai târziu și la clipul respectiv care arată ne arată așa cam despre ce este vorba. Da. În cel puțin în sesiunea aia pe care ai făcut-o noaptea. Diferența dintre race și freestyle, care e mai ușor de pozat? Și cum te poziționezi tu față de subiect, de exemplu? Când te duci să depinde faci depinde foarte mult de condiții. Dacă este o zonă cu valuri, unde subiectul este departe de... E foarte departe de mine sau dacă sunt valuri foarte mari, nu pot să fii cu barca în zona respectivă și atunci ține foarte mult de condiții când devine dificil. Dacă ai condiții ideale, este ușor. În momentul în care ai condiții dificile de lumină, de ploaie, de valuri mari, pot apărea foarte multe chestii. Atunci devine dificil. Altfel, pentru mine personal, nu pot să zic că este ceva greu. Stau undeva la... 8 ore pe zi, cel puțin numai pe partea asta de sport, pe plajă, în apă, așa. În barcă, jet ski, vin înapoi, du-te, toate trebuie să și editez în același timp, îmi iau o pauză, am material, în momentul în care gândesc că am deja material destul și nu mai trebuie să fotografiez, mă duc repede, editez și trebuie să și postez câteva fotografii ca să aibă un newsletter, să aibă ceva în ziua respectivă. Ai net bun acolo sau? Câteodată nu. Și ești ce faci? Undeva, aștepți. Aștepți, te duci la un hotel, aveți... Avem, încercăm să găsim, dar câteodată suntem în niște locații unde nu prea ai, sau e o viteză foarte mică sau se deconectează sau și mai departe. Ai tot felul de... O zi de shooting e undeva la 17-18 ore cu tot cu editare, pentru că ai mai multe zile și tu trebuie să... Toate fotografiile care le-ai făcut astăzi trebuie să le pui până ai un anumit timp. Asta este o cursă, se cheamă Dragon Boat. Dragon Boat. E da. Ceva tradițional? Da, și sunt... Și un mix ceva. Este sunt niște curse, da? Sunt niște bărci foarte lungi. Toți trebuie să dea în sincron. Există cineva cu o tobă care dă ritmul în față. A fost în prima poză. După care cineva care ține cârma în spate. Se poate răsturna foarte ușor dacă nu merge. Am înțeles. Este foarte populară în Asia. Asta este o cursă de race. Vedeți, sunt foarte aproape. Acestea sunt niște condiții foarte faine. Adică valurile au undeva la 7 metri. Asta am fost întâmplător în Hong Kong. Au curse de cai în fiecare săptămână.
iarăși cursă de race aici. Din barcă, dacă reușești să-ți iei o poziție bună, îți ies niște poze bune. Dacă nu reușești să-ți iei o poziție bună, nu-ți ok, ies. Ce stabilitate ai în barcă? Că nu-mi imaginez în barcă, că asta e așa. Asta e o poză în mișcare. Mie mi se pare foarte ușor acum să urmăresc o mașină și să fac o poză în mișcare. O fac așa. Problema în barcă e că tu în barcă faci așa. Și mașina... Și trebuie să te mai și ții. Sau barca este în mișcare. Tu poți să ai undeva pe valuri și faci pur și simplu. Câteodată am o bară aici care țin camera și o să cumva încerc să mă țin pe picioare, că n-am cum altfel să fac chestii de genul ăsta. Pentru că barca aia merge pur și simplu. Dacă trebuie să urmăresc un subiect, eu țopăi okay. La fel. Deci stabilizator clar. Gripuri folosiți? Pentru gripuri, habar n-am, nu? Pentru să-ți pui camera, să nu se, nu știu, doar poate doar la video. Nu, totul sau... e în mâini, pentru că la chestiile astea nu ai cum să... Nu ai cum, lucrurile se mișcă, camera s-a mișcat așa. Nu ai ce să, nu poți să o ții pe un trepied sau pe un monopod. Am încercat la un moment dat, dar nu poți să dai rezultate. Totul e în mână, pentru că trebuie să simți fiecare mișcare ca să poată să-ți iasă. Okay. Asta iarăși e o chestie un pic mai complicată, că astea sunt cu flash de zi. Am și un flash mare de zi în care pot să anulez practic soare, pot să fac umbră la soare. Asta este iarăși cu flash. Iarăși când ai adus un flash în condiții de genul ăsta, devine dificil de controlat. Ok. Bun, și vorbeam mai devreme despre emoție. Dacă vrei, poți să ne prezinti în continuare. Asta este din, a fost din Coreea, a fost o cursă, deci race, pe un vânt foarte slab, ați văzut că era foarte glos. Asta este din România, de la Marea Neagră, nu e competiție, sunt doar niște băieți care sar și se bucură de... Dar merită să faci o încercare, să vezi cam cum se cam ce presupune genul ăsta de fotografie. Deci dacă mergeți la vară la mare, da, dacă îi vedeți pe acolo, încercați să-i prindeți. Ok. Asta este din apă, cum v-am spus mai devreme, cu aparatul. Așteptai să te lovească valul, așa? Aici e dintr-o barcă. Iarăși Dragon Boat-ul, acum puteți să vedeți toată embarcațiunea. Așa. Wide angle. Asta este care simplă de prins tu? Subiectul și kite-ul când faci wide angle. Pentru că practic stai acolo, dar trebuie să vină foarte aproape de tine. E un pic riscant. E la un metru și ceva de tine, deci trebuie să ai foarte multă încredere că te poate lovi. Ți s-a întâmplat vreodată? Nu. Ok. Ai văzut accidentele de genul ăsta? Au fost accidente, am auzit de ele, dar nu mi s-a întâmplat. Okay. Îmi aleg destul de bine și înțeleg dacă am văzut că a greșit, știu exact unde trebuie să mă mut aici, așa, jumătate de metru, jumătate de metru, așa, ca să nu mă lovească. Adică sunt conștient, un ochi este la subiect, un ochi este în cameră, adică... N-am cum, deci trebuie să fii fully aware de tot ce se întâmplă în jurul tău, inclusiv condiții meteo, inclusiv valuri, inclusiv subiect, inclusiv da, mișcările tale. Intri într-un moment în care nu mai există nimic în jurul tău decât tu, camera și subiectul și toată atenția aia acolo. E solicitant, e foarte multă adrenalină, ești în apă, trebuie să te muți, trebuie să schimbi, trebuie să-i motivezi, trebuie să-i pui să facă anumite lucruri când faci o fotografie staged. Când ești la competiție, cum e de genul ăsta, doar urmărești. Aici chiar a fost o lentilă care am primit-o de la F64 să fac fotografii acolo. Ce obiectiv? A fost un Sigma de 120-300 cu 2.8. Okay. Aici este iarăși un flash, vedeți, în spate este soarele. Și flash era lateral? Da. Acolo? Ok. Asta este campioana mondială, are 14 ani, din Brazilia. Foarte tare asta. Asta e, nu prea e de sport, era o poză pentru el, pentru Red Bull. Aici am lucrat foarte mult cu băieții ăștia. O să mai vină câteva poze. Deci la fel sunt în apă, sunt undeva la niște 100 de metri de mal, dar apa e mică. Asta este o poză foarte greu de prins, pentru că el se rotește, kite-ul se mișcă la fel. El, e o chestie de genul ăsta, el e aici și face o chestie de genul ăsta. Să-i prinzi e o fracțiune de secundă și muncești mult ca să ajungi să prinzi anumite.
Iată, aici ați văzut mai devreme fotografiile cu expunerea. Luminile care le vedeți în spate acolo sunt de fapt niște bărci care pescuesc squid și au niște lumini fluorescente. Astea de aici. Da, da. Okay. Bine, apar foarte amplificate, vedeți reflexie pe cer acele bărcuțe. Cu ochiul, e o filmare, o să pot să o pui mai încolo, cu ochiul liber e complet întuneric aproape. Ok. Bun. Hai să vedem ce situații inedite și amuzante și mai puțin amuzante ați întâlnit până acum. Rai, tu spuneai mai devreme că la un moment dat te-ai pierdut puțin pe culoare pe acolo la Olimpiadă. Ok. Dar ceva momente de-astea de simțeai că ți se întind nervii la maximum și nu găsești nicio soluție și până la urmă ai reușit să o scoți la capăt? Ceva cu care ar putea probabil să se nu confrunte cineva care o să urmeze zona asta de fotografie, o să experimenteze. Am avut un moment în care se întâmplau două lucruri la distanță, unul de celălalt. Eram tot la Olimpiadă. Alin Moldoveanu era la tir. Eu eram în altă sală la judo. Era Căprioriu de la noi, avea șanse la medalie. Unde mă duc? Mă duc la tir unde Alin are șanse care tind spre zero sau mă duc la judo unde avem șanse la medalie? Mă duc la judo. Ok. Am dat prime SMS pe telefon. Hai la tir că s-a calificat Alin în finală. În cât timp e finala? Într-o oră. Și mă uit eu unde sunt aici. Distanța era, trebuia să iau autobuz până în centru de presă și de acolo alt autobuz era undeva la o oră jumate cu totul. Ce fac, cum ajung? Întreb în stânga, în dreapta, era un tren, aveau un tren care te ducea undeva în apropierea Royal Artillery Barracks, era așa se numește centrul respectiv. Am luat trenul respectiv, am ajuns acolo, întreb stânga-dreapta unde trebuie să ajung. Erau voluntarii olimpici, mi-au spus încolo, văd un mesaj. Eu mai aveam, cred că vreo 25 de minute, nu, mai puțin aveam, cam 15 minute mai aveam până să înceapă finala, ajunsesem acolo, și văd un mesaj, 20 minutes walking. Eram cu echipamentul pe mine, trei camere, fiecare cameră cu un obiectiv, una din ele avea 400. Cealaltă 7200, cealaltă 2470. 400 da. Așa. Iau în alergare până acolo. Am ajuns cu 2 minute înainte să înceapă finala. Dacă aș fi ajuns după, nu mai puteam să intru, pentru că acolo era chestie de concentrare, liniște, cât trăgeau ei. Am tras finala. A luat Alin aur. Bucurie, aur, nu știu ce, poze. Trebuia să trimit poze. Primesc în momentul ăla, primesc mesaj. Vino la judo înapoi că e Căprioriu în semifinală și se duce în finală. Hai de cap, mă. Drumul înapoi. Iar cu echipamentul după mine, aveam un ham, două camere erau pe ham, atârnau și cealaltă în mână, cu monopodul, cu 400. Aleargă înapoi, am ajuns tot așa. Cu un minut era Căprioriu, am și făcut o poză, era cu antrenorul în spate, se concentra, se pregătea, era ultimul meci pe tatami, urma să intre ea. Eu atunci am ajuns acolo, era o regulă. În timpul meciului nu poți să te deplasezi. În pauză poți să te duci în poziția foto. I-am făcut poză cu antrenorul, s-a terminat meciul de pe planșă, m-am dus în poziția foto. Bucurie, s-a calificat în finală. Am prins pozele astea, dar a fost foarte stresantă toată acțiunea. Rezultatul final, aparatul cu 400-le, la final de zi, F0, diafragmă. Se slăbise montura și din șuruburi de la vibrați. Noroc că există centru de reparat, m-am dus, nu a fost nicio problemă. Așa, și alte situații sunt, întâlnite, nu știu, sunt. Dar tu ești să cel puțin pari, o persoană foarte calmă, care nu prea își pierde cumpătul. Se spune că sunt foarte agitat. Pe bune? Da, și bine. Încerc să ajung repede, să fac treaba, să fiu cât de eficient pot. Mă agit, dar... Dar a avut vreun moment de ăla în care ai zis, băi, nu se poate, deci nu... Așa... Nu, pentru că îmi place ce fac și chiar îmi place să fie așa, să fie intens, să fie activitate, să fie acțiune.
la, după ce se termină o competiție din asta, stau și mă gândesc acum ce fac. Nu mai am nimic de făcut, e plictisitor. Caut să fac altceva, să alerg. E mai fain, mă ține în priză chestia asta. E și toată adrenalina sunt, aia presupra. Da, și sunt momente mai puțin plăcute, gen, nu știu, te duci la un meci. Acum nu mai sunt la noi, dar pe vremuri erau meciurile de risc între Dinamo Steaua sau Poli Timișoara UTA cu galerii. Și era nebunie să ne ducem când vin galeriile. Și începea scandalul cu jandarmii între ele, bătăi, bolovane, pietre, gaze. Am avut bolovan așa care mi-a trecut pe deasupra capului dacă nu mă lăsam, a spart geamul unei mașini. Sunt întâmplări. Trebuie să fii atent. Ok. Na, dar astea ok, chestii. Lucruri care se întâmplă. Și chestii amuzante? Ceva amuzant? Nu știu, că te-ai uitat ce s-a întâmplat vreodată să pleci la job și să ții bateriile la încărcat acasă? Fără card, da, m-am trezit. N-am card. Am împrumutat, am rezolvat sau cu bateria pe 5%. Am avut meci, am ajuns cu bateria, aveam 5%. Ai spart tot meci. Și n-aveam de unde să iau altă baterie. Și ce m-am, m-am descurcat, am eficientizat, am tras doar... Când dar simțeam fost, că e ceva, știi? Ți-ai închis camera și o deschideai da, când... Da, țineam închisă și deschideam când simțeam că e nevoie, nu... Ok. Așa, n-am mai făcut 1000 de poze la un meci, am făcut aici 200. Aici e momentul ăla? Da. Uh-huh. Aici e concentrarea de dinainte de... Ok. Punct. Bun. Des. Același întrebări pentru tine, Alex. Sunt multe pe care le-a spus și el, de la baterii, la carduri, la uitat lucruri, dar trebuie să găsești o... nu există scăpare din chestia asta, trebuie să găsești o soluție. Ai 5%, îi folosești la maxim, adică te uiți și vezi, acum e momentul. Pac, gata, mi-am luat poza. Frustrant e iarăși când nu poți, eu am nevoie să trimit repede și nu merge nimic atunci, da, nu mai merge da, netul în locație. Da, și eu... nu poți. Ești la un... la o competiție în care sunt 50.000 de oameni în zona respectivă, transmisia nu mai merge. Telefonia pică. Vrei să trimiți, te trezești că se merge dacă cu un kilo pe secundă, o poză de un mega, na, trimite 10 poze. Și alergi. Mi s-a întâmplat să iau laptopul, să nu meargă deloc în stadion, să ies în afara stadionului, să mă duc undeva în stradă. Eram la Craiova, trebuia să merg în stradă de la stadion ca să pot să trimit pozele. În timpul ăsta se întâmplă lucruri acolo, te gândești ce e. Pierd ceva sau nu? Riști, asta e. Ok. Bine că n-aveți și de printat, că de obicei imprimantele nu funcționează niciodată când ai nevoie de ele, deci seamănă situațiile. Okay. Situații legate de viză, de exemplu, a trebuit să merg la multă competiție în China și de obicei zburam în Hong Kong și în Hong Kong îți face viză în 24 de ore. A fost înainte de întrunirea G8 și așa mai departe și au schimbat regulile. Eu aveam o ștampilă de Turcia și pentru că au văzut ștampilă de Turcia în pașaportul meu, nu au vrut să-mi dea viză și eu trebuia să ajung la competiție. Okay. Și m-am dus să-mi schimb pașaportul, am nimerit în ziua în care s-a deschis consulatul, fusese închis pentru nu știu câte luni în, așa. Și cumva m-a primit consulul acolo, mi-a schimbat pașaport, că pașaportul meu era bun, doar că avea acea ștampilă de Turcia. De Turcia. Am schimbat pașaportul, am aplicat din nou și am reușit să intru. Am pierdut avioane, a trebuit să-mi iau alte avioane pentru că n-am putut să plec, a trebuit să mai aștept câteva zile. Și am ajuns la limită, la limită, în ziua în care a început competiția, am ajuns și eu la shooting. Și apar probleme de genul ăsta și au fost, mai erau în situația asta, cineva care fusese în Qatar, care era antrenorul echipei, da? Din Qatar. Și el era francez. Toată echipa din Qatar a intrat fără nicio problemă, mai puțin el. La fel ca și echipa din Turcia, nu au avut nicio problemă. Dar eu fiind din România și călătorind în Turcia, nu. Da, sunt în traveling sau la fel cu bagajele. Sau îți întârzie să pierde un bagaj în care ai niște chestii, care trebuie să vină. Nu vine. Dar pe set? Ci s-a întâmplat ceva pe set? Vreodată pe set? La... pe plajă? În competiție. Da, câteodată ai un director de race care e mai catolic decât papa și începe să-ți facă probleme, nu că ai intrat prea mult, nu că nu știu. Și de multe ori ei vin din sailing și habar n-au ce înseamnă kiteboarding-ul. Uh-huh. Am pățit asta și a trebuit să mă cert cu el și să... eu trebuia să-mi fac treaba mea, iar el pe-a lui și m-a încurcat pe mine și a trebuit să găsesc o soluție să pot să intru și să-mi fac pozele. Și să nu mă intereseze foarte mult de el. N-am primit niciun complaint de la
de la sportiv sau de la ceva, dar am avut gen probleme de genul ăsta. Dar eu fiind head photographer, trebuie să fac. Nu au 10 fotografi în spate care să, dacă eu nu fac ceva, iau de la alții sau găsesc o soluție. Trebuie să mă descurc. Ok. Bun. Care este, nu știu dacă există neapărat un proces creativ, dar Raed aici merg pe slide niște fotografii foarte interesante și apropo de ce vorbeam mai devreme, sunt detalii care de multe ori în genul ăsta de sporturi înseamnă foarte mult. Și sunt puțin unusual, adică nu sunt chestii la care te-ai gândi sau pe care ai vrea să le fotografiezi când te... care se ține din prima în minte. Am văzut mai devreme o fotografie de la un meci de tenis unde jucătorul era out of focus pentru că focusul era pe public. Din nou, da. Ceva, o chestie de abordare până la urmă. Și da, întotdeauna cauți și altceva decât ce e obișnuit. Nu știu, poți să te duci să faci strict ce ai nevoie. Faze de joc, te duci, faci poze jucătorului, ai nevoie de jucătorul respectiv, trimiți, la revedere. Dar poți să și devii creativ în situația respectivă. Gen, am făcut focusul pe ce ai spus tu pe spectator, interesante pălăriile spectatorilor de la Garros. Da, mi s-a părut interesant. La fel cum fac fotografiile cu timp lung de expunere, mă joc. Ca să-ți iasă una, tot așa, trebuie, nu merge din prima. Dacă ești norocos, ai făcut odată, ți-a ieșit, la revedere. Dar după aia nu mai insista că nu-ți mai iese. Sau încerci de multe ori. Dacă mă duc pentru mine, nu știu, m-am dus la Roland Garros, juca Simona Halep, trebuia să o urmăresc, să fac fotografie de presă, ca să pot să ilustrez lucrul ăsta. Nu aveam libertatea să fac tot felul de nebunii. Dar după m-am dus la meciul altui sportiv, nu m-a interesat pentru publicație, atunci da, pot să mă joc foarte mult. Și depinde de moment, de ce vrei. Ai tot felul de tehnici pe care să le folosești. Panning-ul, expunerea multiplă, mai nou un aparat, o ai direct, o setezi și te joci cu ea, poți să iasă chestii drăguțe. Ok. Mai sunt încă două chestii pe care vreau să le discutăm, după care o să pun clipul de la Alex cu sesiunea aia de foto noaptea. Și după asta avem întrebări în sală? Avem întrebări pe live? Deci habar nu am. Dar aștept întrebările voastre dacă sunt curiozități. Ok. Mă interesează să știu postproducția, ce presupune la voi, mai ales la tine, Raed, că trebuie să le trimiți foarte rapid și presupun că trebuie să le faci un ceva magic. La mine partea de editare este tinde spre zero, ca să zic așa, editarea doar contrast, nici nu ai voie pentru pe fotografie de presă, nu e etic să te apuci să modifici fotografia. Iată, cu atât drastic, mai mult. Drastic, să schimbi ceva. Care sunt regulile în fotografia? Poți să modifici levels, contrast, luminozitatea, contrastul, doar un pic să le modifici și crop, să faci încadrarea pe care... Care e foarte importantă. Da, pentru că nu poți... Din partea de editare... Ca fotograf sportiv nu poți, poți să-ți încadrezi de la început cadru și să-ți iasă la anumite sporturi, dar sunt sporturi unde tragi centrat, gen, nu știu, la fotbal tragi faza de joc pe centru, ai punctul de focus din centru care e cel mai rapid și te folosești de el. După care poți să dai un crop liniștit, nicio problemă, asta se face. Dar mai mult de atât, să te apuci să scoți chestii, să cureți poza, să elimini elemente, asta nu. Ok. Și pentru tine, Alex, la fel? La fel. Nu mă apuc să scot chestii din fotografie. Cum am culori? Și zis. Da, umblu la culori un pic, umblu la contrast, luminozitate. Încerc să creez, să aduc subiectul cumva în atenția privitorului mai bine prin chestia asta și
poți să scoți o poză care e aparent banală cu niște trucuri de genul ăsta, poți să o faci să fie un pic mai interesantă în felul în care te joci cu lumina și cu încadrarea. Foarte importantă. Primul lucru când vă apucați de fotografie, trebuie să înțelegeți crop. Și asta vine nu din fotografia digitală, vine din analog. Când tu vrei să pui pe hârtie o anumită poză, îți făceai crop-ul, ți-o încadrai acolo în funcție de cum vrei și ce vrei să pui în fotografie. Deci foarte important este să tragi un pic mai larg cadrul ca să poți să tai, să-ți încadrezi, să-ți pui subiectul optim în fotografie. Și asta se face prin crop. Ok, deci ăsta este un sfat de aur din punctul ăsta de vedere. Ok. În rest, în ce le prelucrați? Photoshop, Lightroom? Eu folosesc camera RAW. Am folosit foarte mulți ani fișiere RAW. Nu mai folosesc de când am lucrez cu cameră cu foarte mulți megapixeli. Eu nu am o cameră dedicată de sport cu mare raid, eu am D850 cu 46 de megapixele acum. Care e foarte bună pe sport. Care este foarte bună pe sport, dacă îți știi momentul bine, nu trebuie să stai cu aparatul să facă la 12-20 de cadre. Dacă îți cunoști bine momentul, ai nevoie de 3-4 cadre maxim. Și acum vorbesc de lucruri care sunt în viteză foarte mare, gen cum ești la gimnastică, cum este în kite, cum este în mașini sau alte chestii care merg foarte repede. Ok. Mai avem o întrebare de la cineva care ne privește pe Facebook. Ce sfaturi le puteți da celor care ar dori să facă pasul de la amatori la profesioniști? Deci presupun că implicit echipament, dar ce alte sfaturi? Echipamentul e în măsura în care și îl permit, okay, în primul rând. Și dacă ai clienți, dacă și vrei să, sau ai o piață pe care ți se pare că poți să intri ușor, ăsta e primul lucru când te gândești la echipament, trebuie să ai niște surse, pentru că sunt foarte scumpe și nu se amortizează dacă, ușor. Mulți, dacă ai joburi și ai nevoie, da, nu știu, să faci un job și nu ai echipament, poți să vii să închiriezi. De la F64. Ok. Da. Da. Și te folosești de el. Dar în primul rând trebuie să... Trebuie să ai joburile. Sau trebuie să ajungi să ai joburile ca să poți să treci. Sau okay, să ai resurse și să faci fotografie profesionistă pentru tine și eventual după aia să ajungi să colaborezi cu reviste, cu ce poți să găsești, cineva care să te susțină cumva, nu neapărat cu bani, poate cu imagine sau cu... Depinde ce caută fiecare. Dacă vrei să te și întreții din fotografie, trebuie să dai tot ce mai bun din tine pentru ceea ce faci, să te implici în ceea ce faci. Sacrificii. Că altfel nu merge. Că toată lumea face poze în ziua de azi, dar ca să ajungi să... Și transmită să însemne ceva. Să însemne ceva, trebuie să... Fii acolo. În primul rând să-ți placă, asta mi se pare cel mai important. Dacă nu ești pasionat, nu-ți place, e cam greu să, doar să faci pentru bani. Nu e ok. Da, atunci te plafonezi, rămâi la un anumit nivel, te duci, faci job-ul, ai făcut pozele și e o chestie așa care merge înainte. Ați spus o chestie foarte importantă mai devreme, Alex. Ai zis că trebuie să îți amortizezi investiția în echipament și asta înseamnă că trebuie să ai joburi, trebuie să ai clienți. Cum ajungi să ai clienți în genul ăsta de fotografie? Și la asta cred că o să ne răspunzi tu, pentru că Riot la tine a fost destul de simplu, oarecum. Dar putem să discutăm ulterior despre cum și ce portofoliu ai prezentat la Gazeta Sporturilor pentru asta. Dar first of all, zi-mi cum găsești clienții, cu ce portofoliu te duci, cum ai pus problema. Nu știu dacă aveai în perioada aia neapărat un portofoliu pe tipul când de fotografie început, pe care îl faci acum. Când am început să fac fotografii de kite, l-am făcut din pasiune, ducându-mă eu personal să învăț kite, să mă dau cu kite-ul și așa mai departe. Și făceam poze pentru mine. Și am reușit, a fost o oportunitate, am făcut poze cuiva care investise într-una dintre competițiile despre care am vorbit mai devreme. Și am ajuns să-i cunosc pe cei care organizează, au văzut ce fac. Nu erau foarte mulți în 2010 fotografi care făceau și erau specializați pe
pe fotografie de genul ăsta. Și le-a plăcut ce am făcut și de acolo am avut oarece expunere în lumea asta. Și dacă, de exemplu, vine un pro-rider într-o locație unde mă aflu, eu vă întreba. Și ce înseamnă pro-rider? Adică un rider, un, okay, un, pro, un okay. Kiteboarder profesionist. N-avem un călăreț păzmeu, nu știu cum să zic în română. Damn, facem un dat într-o asta, ok? Așa. Și vine în zona respectivă și întreabă, există un fotograf aici bun? Și oamenii, pentru că te cunosc, dacă stai într-o locație de genul ăsta, te cunosc, trebuie să te faci cunoscut. Faci niște poze inedite, faci o chestie de genul ăla cu pozele de noapte și apari într-un magazin, le vede cineva, întreabă, apari pe Facebook, lumea dă share și așa mai departe. Deci trebuie să te promovezi tu pe tine. E foarte important să găsești o soluție, să te promovezi și să-ți vină clienții pentru că au văzut ceva la tine. În momentul în care faci freelancing. În momentul în care ai un job, acolo la jobul respectiv ai niște targete pe care trebuie să le respecti, cum lucrează el. La mine eu trebuie să inventez tot felul de lucruri ca să pot să am acces la clienți. Okay. Mai ales că nu stau într-un loc, nu stau într-o țară anume. Călătoresc foarte mult în decursul unui an și apar în diferite locații și trebuie să mă fac cunoscut acolo când ajung cumva, okay, ca să pot să ajung și la un job. Ok, deci asta a fost approach-ul tău. Ai fost la o competiție, ai făcut niște fotografii, te-ai remarcat cumva dintre fotografi. Și am menținut și am crescut și am inventat chestii în fotografia de cai. Și atunci cei care consumul, da, de fotografie de genul ăsta vede și trebuie să menții ștacheta. Dacă am făcut o chestie anul ăsta, anul viitor trebuie să mai aduc ceva, că altfel ajung la fel ca ceilalți dacă mă ajung din spate și atunci devine greu să, dacă ai trei fotografii în aceeași locație, nu poți, trebuie să fii cel mai bun ca să poți să și cer niște bani, oamenii nu prea plătesc la chestii de genul ăsta. Uh-huh. Trebuie să-i motivezi, trebuie să înțeleagă că oferi ceva inedit pe care nu poate să ți-l ofere altcineva și atunci, da, poți să ai clienți. Ok. Și Raed, la tine cum a fost intrarea asta în lumea fotografiei de sport? Cu ce portofoliu te-ai dus? Ai mai făcut sport înainte de asta? Nu, te-ai dus cu portofoliu de sport? Nu, nu făcusem sport. Făcut doar evenimente culturale, mm-hmm, sociale în Cluj. Și okay, tot din discuții, din vorbă, prin a arăta ce făceam, am ajuns. Se elibera să-mi luăm la Gazeta și m-a propus. Deci a fost cumva o provocare, presupun, și pentru tine. Ai zis, da, vreau să fac fotografie, dar s-a eliberat un loc la Gazeta. A fost o oportunitate. Oportunitate. Care te-a aruncat în lumea asta. Adică tu n-ai mai avut tangențe cu... Pe fotografia de sport, nu. Ok. Și cum a fost la început, până te-ai obișnuit? Venit de la sine. A fost, mi-a plăcut. Asta a fost principalul lucru, că mi-a plăcut. Și m-a prins, m-a făcut să rămân acolo. Altfel, nu aș fi rămas dacă nu-mi plăcea, pentru că dincolo de imagine este, okay, e munca pe care o faci ca să faci acea imagine. Și condițiile în care lucrezi, te duci pe minus 10-15 grade, stai 90 de minute afară, 2 ore. Te duci pe căldură, faci poze, sunt... Voiam să vă mai întreb o chestie. Aveți vreun ritual? Și acum știu că sună foarte ciudat. Da, ne aprindem câte o lumânare și ne punem obiectivele în jurul mesei. Nu. Înainte de un job super solicitant, cum spuneai tu, Raed, că ai avut în perioada Olimpiade de la Londra, mental e super solicitant, fizic presupun că e la fel. Aveți, nu știu, cafea de dimineață, ceva de mâncare și la revedere, da. Atât? Nimic. Nu poate să crezi. Da, micul dejun dimineața trebuie să fie... Un moment de meditație. Nu, dar trebuie să ai energie toată ziua. Câteodată nu mai n-ai timp să mai mănânci, să iei prânzul. Nu există. Ai plecat dimineața, ai început și ai terminat seara. Deci trebuie să mănânci, să te hidratezi, ca după aia să poți să reziști. Când ai de stat 10 ore
12 ore în foc automat, alergând de colo-colo, încercând să managești anumite lucruri și așa mai departe, nu mai ai timp de tine. Dar trebuie să te pregătești înainte, să fii cât de cât odihnit și să ai un plan mental, iar după aia lucrurile decurg de la sine, pentru că planul tău niciodată nu se va pupa exact cu ce se va întâmpla fizic și de acolo vei improviza și vei încerca să-ți atingi scopul. Ok. Bun. Hai să punem clipul ăsta de la tine, Alex, după care vă rog să le adresați întrebări. Cred că, nu știu, aveți curiozități. Nu cred că am acoperit noi cu discuția. Clipul este despre, ați văzut pozele acelea făcute noaptea, a filmat cineva în timp ce făceam eu pozele, ca să aveți o idee ce s-a întâmplat acolo ca să iasă pozele respective. Asta e, să-i dau un play. Are și audio? Are o melodie, nu știu. Deci, în cazul în care nu avem audio, o să vă cânt eu. Glumesc. Da. Ok, deci cam asta se întâmplă acolo. Da. Sunt oameni care mă ajută, care țin luminile, așa arată ceea ce face el acolo. Ăla a fost flash-ul, acolo s-a închis fotografia. Wow, deci este un costum de lumini. Da, sunt niște cabluri care produc lumină, au lumină de neon, așa, pe culori, cu baterie, le dai drumul, sunt puse cumva, le-am prins cu cleme, cu tot felul de chestii ca să reziste acolo. Și după cum vedeți, este întuneric. Camera este pe, da, acolo sunt eu, camera este pe trepied. Eu văd rezultatul, opresc riderul și spun, vino mai aproape, du-te mai departe, mai sus, mai jos, mai repede și așa mai departe. Și de aici construiește. Shooting-ul ăsta durează undeva la 2-3 ore. Ok, cum 3 ore, faci? Dacă și cu prepararea, când îi pui luminile, când pregătești echipamentul, când și asta, cum ați văzut mai devreme, asta e rezultatul la ce ați văzut acolo. Ok. Spectaculos într-adevăr, mai ales că e foarte colorat, dar cum îți faci focusul? Ai vreo pancartă pe care o ții într-o anumită zonă? Nu, mă duc și pun o lumină în apă, o chestie de genul ăsta, da? Și măsor, fac focusul pe aia, îl trec pe manual, după care subiectul la fel, trebuie să vină tot timpul și să-mi sară acolo. Acum, aici eu am folosit 14-24 ca lentilă, deschisă la 14, la maxim, pentru că acolo am cel mai lung depth of field, da? Adică focusul, practic, distanța focală. Da? Dacă te duci către un teleobiectiv, devine foarte greu. Am făcut și asta, ați văzut mai devreme o poză cu filipinezul acela, poștiu. Dar e foarte greu, pentru că dacă subiectul nu ți-a trecut prin spațiul ăsta cât e focusul la un teleobiectiv, da? Nu poți să folosești diafragmă decât cea mai deschisă, că ai nevoie de lumină cât mai multă, deci toate sunt făcute la 2.8. Și ca să poți să faci asta, trebuie să folosești un wide la 2.8, la distanță de 4-5 metri de obiectiv, ai 2-3 metri de clar. Și atunci te ajută față de un teleobiectiv unde ai centimetri, 20, 30, 40. Depinde de distanță. Ok, deci ăsta este clipul. V-am rugat înainte de întâlnirea de azi să selectăm 3 fotografii, una pe compoziție, una pe lumină, whatever that means, și una pe editare. Iar alegerea lui Ryan au fost, alegerile au fost acestea. Asta a fost, cred că, pe... Aici este editare. Nu e editare, este expunere multiplă din aparat. Deci e cea pe compoziție? Da, editare nu... N-ai editat-o, nu fac. Așa. Puteam să fac mai pozele astea una câte una, să mă apuc să le fac eu în Photoshop. Da, aparatele au opțiunea asta, obții rezultatul instant. Am avut limitare aici de poziție, nu puteam să mă duc mai în spate. Dacă făceam cu un wide, era, se pierdea foarte mult și
Da. Am preferat să-i tai aici picioarele pentru că am vrut arcul de... Nu știu, dacă întorceai și... invers, aveai aceeași problemă jos. Da, exact. Dacă făceam pe landscape, tăiam partea de sus și era... Era mai... Da, a fost mai E făcută din mână. Nu aveam unde să țin aparatul. E ideal pentru astea să pui pe ceva. Aparatul să fie fix, ca să ai fundare. Ca să fie fix. Da. Nu, aici m-am jucat din mână, plus că trebuia să fac și poză normală cu el, nu doar asta. Nu pot să dau, să am doar imagini din astea, nu le publică nimeni. Am făcut-o pentru mine mai mult chestia asta. Și e un exercițiu. De... Ce lentilă? Ai cum? 70-200, da. Ok. Și... Mai am și de la tenis, m-am jucat așa... Următoarea? Asta e timp lung de expunere. Pe editare am dat contrast în poză ca să scot în evidență trăsăturile undeva la secundă jumate expunerea. Cam așa. Și întotdeauna urmăresc să am un element clar, gen aici fața. Se știe cine e, îl vezi, îl recunoști. Mi-a plăcut mișcarea care a ieșit. Îmi place că cred că cel mai mult din tot ce am făcut, așa, cu expunere lungă, pentru că ai alte momente, nu știu, asta e chiar lungă și asta e cu 70-200-le și am dat un crop. Cu un 400 strângi mult și nu ai tot. Mie mi se pare interesant fotografia asta față de cealaltă și spun și de ce. Pentru că cealaltă fotografie e făcută mai întors camera. Ok. Da, partea, chestia cu chestia landscape portret asta... Nu știu, ce landscape e prima, cred că e și-o la fel de... Am și landscape. Tocmai despre asta vorbeau. Am altele care sunt landscape și... Da, pot să... Oricum și acolo cred că a fost o decizie pe care a trebuit să o iei, pentru că dacă intrai landscape erai limitat de distanță și nu puteai să te duci mai era, spate mai aveam, și nu, pe landscape mai aveam stânga-dreapta, mai erau elemente perturbatoare, mai era antrenorului, mai erau și nu am vrut să am poza așa chiar dacă am dat picioarele. Da, întotdeauna faci un compromis când alegi și practic încerci să acoperi toate variantele și după aia îți alegi una care îți convine. Asta e, mi-ai zis, pe lumină. Asta e ca fază de joc, de tenis, nu. Deci e o fază banală, nu e nimic. Doar că aici, cu toții care eram acolo, urmăream lumina, să prindem lumina pe fața ei, pe fața Serenei. Și a fost un moment care a durat o chestie de, mai puțin, cât, cu lumină. Da, pentru că soarele era deja dus, l-a pus și foarte repede s-a deplasat lumina și a ieșit din... Chestia asta, cred că 3 minute, 4 minute. Și trebuia să prins momentul în care ea era fix acolo. Și am avut o poză. Am tras de nebun, majoritatea pozelor sunt ea în beznă sau e foarte luminată. Și na, asta încercăm noi să prindem. Și asta a fost singurul moment. Aș fi preferat să fie o fază de joc mai dinamică, dar n-a fost. Și... Da, na, aici e unul din momentele în care urmărești, te folosești de lumina pe care ai și vrei să scoți maxim din ea. Și de mișcările, ca să știi exact, să anticipezi momentul în care se întâmplă... Loviturile jucătorilor deja... Ok, le știi cum sunt când urmărești... Da, când apărea ea în lumină în momentul ăla. Da, aici... Asta trebuia să fie în punctul respectiv. Dacă era un pic stânga sau dreapta, nu mai aveam lumina pe față, așa. Ok. Și... Bun, deci astea au fost alegerile tale. Iar cele trei fotografii pe care le-a ales Alex, uite, avem aici... Ce ai zis că nu te hotărăști între astea trei? O să arăt una dintre ele, oricum le-au văzut mai devreme. Ce este asta? Da, deci asta e o fotografie cu flash, apus de soare și vezi, să văd și niște reflexii ale soarelui în lentilă. Și este o chestie stage, adică am discutat cu pilotul, asta e după cursă, asta e o fotografie făcută împreună în care am urmărit fix acest cadru.
încadrarea pe care o vezi aici, lumină și mișcare în același timp. Deci este o expunere lentă. Da, e un semn. Ăla este semnul, aici sunt ăla este semnul de intrare în derapaj. Deci acolo mașina trebuie să fie mașina acolo trebuie să fie în derapajul maxim când intră și au un semn, un marker pe pe margine. Ok. Aici mașina este fixată și din mișcarea pe care o fac în același timp cu camera și de flash. Pentru că e un flash mai puternic. Câte take-uri ai avut la asta? N-am reușit să fac foarte multe, pentru că încep să trebuie să schimbe cauciucurile, să bage combustibilul, deci cred că undeva la 5-6 încercări. 5-6 încercări, da. Ok. Și ai scos încep să devii limitat. La un moment dat mi-a zis, nu mai am cauciucuri. Ok. Și mai ai problemă de lumea din spate, aia da, dacă apunea sarele. Da, acolo mai câștigai. Poate să și apună soarele, după aia ți se schimbă și mai dramatic și mai frumos culorile. Nu e o problemă că trebuie să fie soarele fix acolo. Devine și mai ușor când nu mai e soarele, pentru că ai din ce în ce mai multă putere pe flash și poți să începi să controlezi mult mai bine. Surprinzător că ai prins inclusiv privirea, să uita direct la tine. Poți să faci și un pic de zoom la poza asta și să vedem cât de mult... Nu chiar la tine, dar undeva în dreapta. E undeva acolo. Se uită pe direcția pe care trebuie să meargă. Se uită după cauciucuri, asta este clar. Că nu știu dacă mai... Flash-ul unde l-ai ținut acolo? Flash-ul e undeva... Eu sunt, cum e curba, o vezi așa, eu sunt aici și flash-ul era undeva cât se poate lateral. Da, undeva în dreapta aproape. Ta? Puteam sări să mi-l vină, să mi-l ia de acolo. Ok. Da. Asta este a doua. Asta este vis-a-vis de ce a făcut el mai devreme. Asta este o compoziție făcută în Photoshop. Adică, practic, prima fotografie este începutul din partea asta de aici. Aia e prima fotografie. Dreapta. El acolo sare. Da? Și am ales această fotografie, după care l-am decupat pe el din celelalte fotografii. Cu farfeca frumos în Photoshop. După care i-am găsit o poziție și l-am adăugat peste poza asta pe care o vezi. Și poza e făcută la fel din mână. M-am gândit să țin. Asta vreau să te întreb, dacă ai avut ceva. Da, adică nu pleci cu camera foarte mult să schimbi unghiul sau oricum asta este nu o contează distanță. Pentru că îl decupezi. Da, dacă asta, da, și dacă nu ai planul. Da, ca să nu schimbi, dacă de exemplu dacă o faci cu wide angle și ai început aici și ai schimbat aici, se schimbă o altă perspectivă. Aici fiind vorba de un teleobiectiv, nu mai contează că ai mutat camera de aici aici. Încerci să nu faci mișcări de genul ăsta ca să ai apa la același nivel în toate fotografiile aproximativ. Okay. Splash-ul de la apă e la fel din prima fotografie. Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Ok. Și ultimele pe care le-ai ales sunt cele cu expunere. Astea sunt cele de noapte unde deja v-am spus tehnica și cum am ajuns la rezultatul ăsta. Ok. Și așa în încheiere, cel puțin din partea mea, către voi în această discuție, aș vrea să îmi spuneți un lucru pe care fotografia, genul ăsta de fotografie, vi l-a arătat despre voi. Ce ați învățat din fotografia asta? Ce ați descoperit la voi din fotografia asta? Nu știu, că este răbdare, că este habar n-am, organizare și așa mai departe. Cum v-a format ca oameni? Habar n-am. Iată, mulțumesc că astea sunt întrebările cu care nu pot să vin. Să fiu eficient în ceea ce fac. Eficiență, asta, ok. Eficiență. Scurt. Să găsești soluții. Să găsești. Nu, niciodată nu ai voie să zici, n-am cum, nu pot. Nu se poate. Chiar și când pare imposibil să realizezi ceva, mergi în continuare și... Găsești soluțiile la problemele până, care ți-o până găsești. Și câteodată nu sunt chestii care țin de fotografie. Sunt chestii de prins avionul, sunt chestii de găsit să ajungi unde trebuie.
să-ți iei o viză, să reușești să treci cu bagajele și de aici pot să vină N probleme care apar de-a lungul timpului, în momentul în care apar ani de muncă pe chestia asta, apar și situații pe care trebuie să treci, pentru că niciodată nu poți să te prezinți la să iei un job și să nu poți să n-ai poză la final. E ceva care nu există în mintea ta. Și atunci asta înveți că n-ai cum decât să rezolvi, nu poți să accepți că nu se poate. Ok. Foarte tare asta, mi-a plăcut mult. Ce echipament ar trebui să v-a întrebat cineva și mai devreme? Ce fel de cameră ați, nu știu, recomanda unei persoane care vrea să facă chestia asta? Cameră și obiectiv, simplu, pentru începător. Safest choice. Care e cea mai safe alegere? Ca model sau? Ca depinde de buget persoana respectivă. Că dacă vreau să fac sport, automat îmi trebuie anumite lentile. Dacă vreau să fac strict. Nu, pe sport vorbim. Pe sport. Wow, interesant. O lentilă lungă. Okay. Îmi ajută mult. Și un aparat, acum depinde de preferințe. Unii preferă Nikon, Canon, Sony, mai nou. Depinde. Poți să contează foarte mult. Contează să ai aparatul, să aibă autofocusul bun aparatul și obiectivul să fie cât se poate de rapid. Bun. Tot pe autofocus, pentru că, de exemplu, dacă ți iei o lentilă mai ieftină un pic, care nu e cu deschidere mare, un 4 e deja okay. Un 5-6, o lentilă care are 5-6, ai o problemă legată de luminozitate și de focus. Adică dacă subiectul vine foarte repede către tine, lentila nu este capabilă să focuseze atât de rapid și vei avea întotdeauna pozele în blur. Acum depinde de lentila asta. Mă refer la... Da. Am dat exemplu... Care? 200-500 cu 5-6. Da, ai problemă cu 5-6 ora pe timp pe nocturnă, pe lumină slabă, că e destul de închisă. Ți-ar trebui un aparat... De 5. Cum? Ce chestii de genul, aici nici nu aveam, aici era lumina foarte. Era zero lumina. Era foarte slabă lumina, nu se strebe. Cum? Nu. Cu blițul în timpul competiției sportive nu folosești blițul, e regulă, n-ai voie. Nu am, pentru că deranjezi sportivii și ești obligat să faci fără bliț. Se spune și, nu știu, ați fost bănuiesc la competiții în sală să asistați și se spune, crainicul spune, vă rugăm nu folosiți blitzul. Deranjează. Nu folosim blitz. Pe vremuri, eu, la Cluj, când am început să trag, în sală, era sala sporturilor veche, Horea Demian, atunci foloseam blitz la basket. Când nu aveam altfel cum, trăgeam 1 pe 500 cu 2.8, ISO 800, că nu trăgea mai mult de 800, era varză, oricum mergea până la 1600, cred, aparatul ăsta, unul de eu. Și cu blitz. Stăteam sub panou și dădeam cu blitz. Și ne lăsau să dăm cu blitz. Era ok. Da. Păi altfel nu. Era o chestie, altfel nu ieșeau pozele, erau îmbâxite, erau negre. Asta a fost singurul moment în care am tras cu blitz. După ce au apărut aparatele cu ISO mai mare, deja gata. Era, wow, putem face poze fără blitz. Plus că dacă folosești blitz, ai toate șansele să pierzi foarte multe fotografii. N-a declanșat blitzul sau se mai întâmplă să nu declanșezi. Dacă ai setările pentru blitz și tragi rafală. Și ai setările pentru blitz, în momentul în care nu ți-a tras blitzul, la revedere. Scuze, 1 pe 500 viteza cu blitz? Cum? 1 pe 500 pe high speed, da. Da. High speed, high sync. Și ISO 800. Da. Și așa aveam pozele. Asta era setarea, mi-a rămas mie în minte de atunci. Asta era setarea cu care mergeam la sala. Poți să tragi până la 1 pe 8000. Ați văzut poze mai devreme trasă la 1 pe 8000 cu blitzul. Dar ai un blitz special, trebuie să ai niște trigere, trebuie să se sincronizeze. Dar se poate. Pe cum însă astea, cea de dinainte, cu Simona, de exemplu, bucuria ei. Și la fel e și cu Nadal. Iar acolo contează iar poziționarea.
aici, la Roland Garros, poți să te duci, să mergi în tribună și uite, la bucuriile jucătorilor, vrei să surprinzi momentul de final, e bucuros, emoția. Asta trebuie să o gândești. Unde se va bucura ăla? Anticipezi, te gândești unde se bucură oare? Cu fața către public sau cu fața către cineva drag? La Roland Garros, persoanele apropiate au câte o lojă. Jucătorul 1 are în stânga, jucătorul al doilea în dreapta, pe peluză, cum ar veni. Întotdeauna acolo fotografii caută să se ducă în spatele lojei cunoscuților, pentru că șansele cele mai mari ale jucătorului să se bucure sunt acolo, cu fața acolo. Anul trecut asta s-a întâmplat. Și Simona și Nadal s-au bucurat cu fața către loja lor. No. Cauți să găsești un loc acolo. Și e bătaie pe locurile. Nu sunt locuri foto, dar te lasă. Ei știu. În Franța e ok. Știu că se duc fotografii acolo și țin cont de chestia asta. Sunt alte turnee unde nu ai voie. Te pun să stai într-un loc și ești limitat acolo și Dumnezeu cu mila. S-a bucurat către tine, ai poza. S-a bucurat cu sfatele, strângi din dinți. Zine un pic cum e atmosfera între fotografii, în momentele alea intense în care... Trebuie să ai respect. Asta e un lucru foarte important care se uneori se uită. Când te duci la o competiție, suntem noi cei care venim de la ziare, agenții, care ne știm, oricum știm ce avem de făcut și mai sunt cei care vin să facă fotografii. Ei trebuie să știe... vin cu acreditare de la bloguri, de la tot felul. Și v-am mai zis, sunt cei care se bucură. Am pățit la noi în țară să dea echipa X gol și fotografi care făceau poze pentru site-ul suporterilor, pentru nu știu ce, să nu mai facă poze, să se ducă să se bucure cu jucătorii. Sau să-ți facă așa sau în față și tu atunci s-au distrus poza. Nu mai ai jucătorii, jucătorii au ieșit de pe teren. S-au dus să se bucure la galerie. Au apărut și vestele, foto direct în jurul jucătorilor. Și eu de la distanță să fac poză la ce? La niște veste foto. Nu e ok. Când ești acolo trebuie să fii conștient de lucrul ăsta, să fii conștient că mai ai și pe altul lângă tine și să ții cont de lucrul ăsta. La fel facem un lucru, dăm jos parasolarele de la obiective când suntem mulți cu teleuri lângă unii. Stai cu parasolarul ca să nu ai reflexii, nu mai contează, dai la o parte parasolarul, oricum nu ai pe 400, trag fără parasolar, fără nicio problemă pe o nocturnă și nu am nimic pe poză, reflexie sau ceva. Îl dai jos tocmai ca cel de lângă tine, cel depărtat, să poată să vadă și el faza. Trebuie să ai un respect pentru ceilalți, că altfel nu merge. Și se întâmplă des, ai ceva de fotat, apare un telefon. Asta e nouă cu telefonul, deja e... Toată lumea cu telefonul. Da. Încă acum pe terenurile de fotbal sau la competițiile sportive în zonele de foto nu sunt cu telefonul. Atenție. A fost și o chestie cu Liga. Au avut o problemă, acum s-a discutat. Au venit cei de la Facebook la Liga și din câte știu, cei care filmează live cu telefonul pe Facebook, postarea lor nu mai are răspândire. E tăiată de Facebook în timpul competiției, tocmai ca să reducă. Au apărut mulți din presă să vină să filmeze cu telefonul. Acolo sunt drepturi TV. Nu ai voie. Eu mă duc acolo, fac poze. Chiar dacă aparatul meu filmează, nu mă apuc să filmez, pentru că nu am voie, n-am ce să fac cu video ăla. Îl filmez doar pentru mine să mă uit acasă, cel mult. Și acum s-au înăsprit regulile. Dacă te văd cu telefonul, te dau afară. Chiar am văzut la două meciuri s-a întâmplat lucrul ăsta, ceea ce e corect până la urmă. Oricum, cred că sunt foarte multe chestii care vor fi reglementate, de la genul ăsta de situații pe care le întâlniți în aeroport pentru fotografi profesioniști, până la genul ăsta de situații. Suntem prea puțin care călătorim ca o companie să schimbe. Asta nu se schimbă aici. Și mai înțeleg că tot multe măcar companii să vă înțeleg, mai multe, da, ajungi în faza că pierzi avionul, îi arăți că-s numai scule, ești oversize de multe ori. În faza finală, zic hai. Nu, de obicei înțeleg. Mie mi s-a întâmplat o dată în atâția ani nu mă primească. Okay. Dar în rest le explici, le arăți și înțeleg și te lasă. Întrebări din partea voastră, dacă mai sunt din sală întrebări? Aș întreba pe Alex cum își protejează camera foto dacă... Nu știu, pe o mezeală de strop. Uite, cea mai eficientă chestie pe care am găsit-o e folia aia de bucătărie. Faci toată camera așa.
Doar serios? Să nu facă condens. Camera. Am pățit. No. Nu, de obicei, și eu pățesc același lucru, că tragem în condiții de ploaie, furtună. În Turcia am bușit o cameră, un Mark III, un Canon era. Tot așa, o ploaie nasoală, am pus punga, am învelit-o, să trag, am tras, după aia m-am dus înăuntru să trimit pozele. Am ieșit, nu mai funcționa camera. Și eram cu punga pe ea, nu știu, făcut de la rece, la da, interior, da. Condens, pur și simplu apușcat. Cum? Ai deschis interiorul camera. Dacă ai demontat-o. Nu, dacă ai deschis camera în interior. A, nu. Eu, dar nu, poate mai fie... nu mai țin minte. Poate asta, să fie și un caz da. Excepțional. Poate sunt că cazuri. E o cameră la nu știu da. Câte camere da, exact. Care... Îți protejezi cu husă, are... de obicei. Ai husă de ploaie. Eu am husele de la Nikon de ploaie pentru ale mele și ok. Deci căutați huse de la Nikon pe F64. Nu, căutați huse de la orice. Nu contează. Depinde și de condiții. Uite, în zonele în care fotografiez eu, este o dată de cel mai multe ori am soare, vânt și și vânt tare și am, dacă sunt pe barcă am foarte mult splash. Da? Și atunci trebuie să fac ceva, că dacă stau două ore și tot două ore mi-arunc în continuu, la un moment dat e prea multă sare. După aia când ajung acasă trebuie să o curăț. Eu de obicei o fac cu spirit. Curăț, îmbibă ceva în spirit și curăț ca să dau jos sarea. La mine mai e o problemă, mai e apa, e apă sărată. O dată pe an trebuie să mă duc să curăț camera, să calibrez obiectivele și să văd ce se mai întâmplă. N-am avut probleme, dar am grijă. Încerc pe cât posibil să nu schimb prea des sau când schimb, le schimb într-un anumit fel încât să nu-mi intre nisip acolo. Și acum depinde și dacă ai obiective din astea profesionale, sunt foarte bine făcute. Deci am un 70-200 care face în curând 8 ani de zi. Nikon. Și funcționează în continuare foarte bine. Ok. Deci pe lângă folie și husă de la Nikon puteți să cumpărați și spirit de la farmacie. Că mi-am adus aminte acum, dacă te duci în zone cu umezeală mare, gen Asia, trebuie să ai un dry box. Fără dry box vei face mucegai în lentile. Și lentila asta a făcut. Nu mi-a afectat, am descoperit la timp, nu mi-a afectat optica. Am și acum, dacă mă uit pe ea, în anumite puncte, se vede acolo un punct de mucegai. Deci mare atenție, dacă ți-ai luat camera și lăsat-o o săptămână într-un ghiozdan undeva în colțul camerei, într-o țară din asta cu umezeală de 90%, la revedere. Și ăla mănâncă coatingul de pe lentilă, adică la revedere, lentilă, poți să zici la cameră, poate să intre și în cameră. Deci ai o chestie foarte importantă, să ai un dry box sau să-ți inventezi unul. Se poate, îți pui orez într-o cutie care poți să o închizi hermetic, adică nu trebuie să-ți cumperi neapărat un dezumificator. Deci mai sunt și variante de astea mai ingenioase și pe care probabil le cunoaștem, dar din alte aspecte ale vieții casnice. Ok. Alte curiozități? Foarte bună întrebare. La transporturile care se desfășoară în liniște, camera te execută pe quiet sau este stomotul este acceptat? E acceptat. Tragem normal. Depinde. Uite, la... La concert? La concert, nu te lasă, la concerte nu te lasă cu camere la teatru, nu ai voie. În mod normal, fotografii care fac la teatru ori stau undeva în spate sau fac două, trei poze și atât, nu, acolo unde e liniște. La sport merge să tragi cu camera. Dar pot deveni deranjante. Avem probleme la tenis cu unii jucători. La noi, cât era BRD Open, făceau figuri mai gata când declanșam mai mulți odată DSLR-urile și se aude și deranjează. La tenis trebuie să ai liniște când servești și na. Dar de obicei e ok. Da, acum. Dar aceia jucători se duc și la Roland Garros unde sunt de 15 ori mai mulți fotografi care declanșează în același timp și nu comentează.
Și mai depinde și de cameră. Sunt unele camere camerele pe care le folosesc mai mult zgomot, unele mai puțin. Camerele care se întâlnesc la sport de obicei sunt astea mari, vârfurile de gamă. Unul DX și D5. D4, D5, un DX Mark II, astea. Și astea toate fac zgomot. Poate că o să trecem la mirrorless la un moment dat, dar în momentul de față... Chiar ce părere aveți despre toată nebunia asta cu mirrorless? Din ce în ce mai mulți fotografi merg către zona asta. E simplu cu mirrorless-ul pentru mine. Lentilele rămân grele. Lentila de calitate e grea în continuare. Îmi iau cameră ușoară. Ok, mă ajută când pun o lentilă mai ușoară pe ea, că e mai mică. Dar când pun lentilele grele pe care, cu care trag din mână 70-200, centru de greutate foarte mult în față. Exact. Și am tras așa. După o zi întreagă simt încheietura, mă doare foarte mult încheietura. Și mirrorless-ul, mirrorless-ul iarăși are o problemă pe partea de vizor. Că e fain că noaptea vezi expunerea, vezi, arată bine, nu știu ce, dar ca să urmărești acțiunea încă nu se compară nimic cu optic. Optic e real, mișcarea, urmăritul, când urmărești acțiunea e totul real, vezi real ce se întâmplă. Cu mirrorless-ul ori se cadează, ori întrerupe. Situații și situații. Încă mai au. De... Nu ai... Drept urmare, nu a apărut un mirrorless pentru ea nouă de la Sony, dar no, nu e. Că, iarăși, la mirrorless nu ai la fel de multe opțiuni și butoane pe cameră ca pe una profesională. Nu, ai. Sunt acum. Sunt, dar am întâlnit la Sony. Nu mai știu exact, dar ca să fac o anumită schimbare trebuie să intru în meniu. Sau să dau pe touch. Am înțeles. Deci pe care la asta îl fac de aici. Nu trebuie să nu pot să-mi iau ochii de la... De asta la chestia de ergonomie. Uite, de la Nikon Z6-le, care mi-a plăcut. N-am ca mirror. E foarte fain. Și ca vizor mie mi-a plăcut din ce am folosit Sony, Nikon și cum am uitat și pe Canon, ca vizor electronic, am putut să urmăresc acțiune. Am fost la judo, am fost la fotbal și am putut să fac, să trag cu ea și... Ca eficiență sunt sub D5, clar, cu camera asta, dar poți să faci treabă cu ea. E o cameră faină cu care vizorul ăla funcționează. Declanșezi, vezi imaginea, nu-ți agață în spate, știi, când declanșezi rafală și să nu mai vezi unde mergi când urmărești cadrul, să-ți iasă subiectul din cadru. Dar încă nu. Nu. E vorba de stabilitate. Și... E mică, nu, ca grip. Nu se compară nimic cu un da, că dai o lentilă mare de ținut, nu poți să o ții ok cu o cameră. Erau și obiective mici. Un 400 cu 2.8, ia orice alt obiectiv mic și compară-l cu el și o să fie diferență de la cer la pământ. Nu. Când o să apară obiectiv mic, care o să fie și la vreo 15.000 de euro, înseamnă că o să fie bun, dar probabil. Să nu poți să trăiești doar din jobul ăsta. Eu sunt angajat, deci trăiesc din fotografia sportivă. Altfel este greu în sensul că uneori ai resurse suficiente, alteori se întâmplă să nu fie suficiente. Și atunci trebuie să ai întotdeauna un backup. De asta eu fac mai multe feluri de fotografie, nu doar sport, și mai sunt și instructor de kite, fac și alte activități pe lângă asta, ca să pot să mă întrețin. Cât timp îi dai fotografie? Poftim? Cât timp îi dai fotografie? În toată asta, cam 80%. 80%. Okay. Da. Da. Depinde, iarăși, de an. Sunt ani care sunt foarte buni și sunt ani care sunt mai proști. Și cum anticipezi asta? N-ai cum. Te lovești de chestii politice, te lovești de se aprobă competiția, nu se aprobă și așa mai departe. Adică intri în, cu totul și cu totul altă sferă. Da? Dar nu ai cum, nu poate să fie o chestie care să fie 100% predictibilă. De-aia trebuie să-ți iei niște marje de eroare și să improvizezi. Mai avem curiozități în sală? Atunci o să vă rog să le spuneți celor care se urmăresc, care se uită la noi și celor de aici, unde să vă găsească pe Instagram, Facebook, care e, nu știu,
numele pe Instagram. Cum? Alexandru Bărănescu și pe Facebook și pe Instagram și pagina mea oficială www.alexandrubaranescu.com. Dacă aveți întrebări, curiozități, presupun că o să vă faceți timp să le răspundeți celor interesați. Și Raed? Cristian Raed Facebook, Kappa și SH și Raed Cristian, nu, Instagram Cristian Raed și așa. Raed Cristian Facebook. Ok. Numele meu. Bun. Păi mai avem 5 minute, dar cred că o să încheiem acum. A fost Lexa Iorgu, pe mine mă găsiți pe Facebook Lexa Iorgu, Instagram alu Lexa. Este primul eveniment dintr-o serie foarte mare de evenimente. Și dați-mi follow, vedeți acolo, urmează evenimente pe antreprenoriat, pe muzică și în continuare la F64 pe foto-video. În luna iunie o să am doi regizori sau un regizor și un fotograf, încă nu știu sigur, dar vă pregătesc niște subiecte mișto și oamenii sunt la fel de mișto și sper ca discuțiile să fie faine. Le mulțumesc invitațiilor mei de azi, mulțumesc celor care au venit și ne vedem data viitoare. De fapt.